Valul 4 al pandemiei de COVID-19 a debutat oficial în România, deși mulți cetățeni s-au imunizat. Dacă situația se va înrăutăți, ministrul Sănătății Ioana Mihăilă este de părere că relaxările pot continua pentru persoanele vaccinate, însă pentru cei neimunizați ar trebui să existe în continuare restricții. Ministrul Sănătății Ioana Mihăilă a propus coaliției de guvernare un set de măsuri de accelerare a campaniei de vaccinare anticovid, cum ar fi de recompensă pentru cei care se vaccinează și restrictive pentru cei nevaccinați. De ce o să fie mai bun pentru aia vaccinați? Ce au aia? Aia se îmbolnăvesc, domnișoare. Iar așa nevaccinați, o să-i oblige și pe ăștia. Păi e normal să fie restricții pentru cei nevaccinați, pentru că pot da microbul la altul și se pot infecta ei. Și ca atare trebuie restricții neapărat, dar nu poate să-i oblige. Testarea obligatorie a personalului medico-sanitar nevaccinat și acces limitat în weekend în zonele neesențiale ar fi unele dintre acestea. Ce părere să se vaccineze toți, eu așa zic. Și atunci, ce pot să mai spună mai mari, că găsesc tot timpul câte ceva? Eu așa zic. Să vaccineze toată lumea. Dumneavoastră v-ați vaccinat? Da. Da, și vreo 5-6 teste făcute. Da. Eu așa zic. Și atunci o să dispară etapele astea care ne-a albit părul. Că asta e ceva de la ei, nu e. O fi, nu zic, dar nu valul ăsta. Ministrul Sănătății Ioana Mihăilă consideră că valul 4 al pandemiei de COVID-19 va lovi în special în comunitățile cu o rată scăzută a vaccinării. Nu sunt de acord. Nu sunt de acord. De ce să facă discrepanțe? În alte țări nu se face. Aceasta a mai spus că medicii de familie vor fi stimulați să meargă să vaccineze la domiciliul pacienților, iar spitalele vor oferi vaccinare în ambulatoriu. De asemenea, ministrul Sănătății a avertizat că 87% din cazurile de infectare cu SARS-CoV-2 apărute în ultimele 4 săptămâni și 91% din decesele cauzate de COVID-19 au fost înregistrate în rândul persoanelor nevaccinate.